Bună dimineața și bine v-am găsit la cafeaua de după. Adică la cafeaua de început de octombrie, ca asta e ultima din septembrie, mi-am luat corespunzător și o vestuță că mai trage frigul dimineața așa pe la șele. Dar gata, spuneți lumii să intre pe canale. Dați share, dați like și fiți atenți. S-a terminat cu șmecheria. Nu mai ține hitul bun venit în România, nu mai ține șmecheria. Domnul Ciolacu de la tribună a zis, gata cu șmecheria și-o mări taxele și impozitele. Vedea te-am gătin lângă Dragnea. Dar după o perioadă de probă de vreo 2-3 ani, păi ori mări taxele, ori mă... Normal că ești cu buzunarele pline, ați văzut și pe buzatul ăla. O dat un tun, mă, atâța bani în por bagaj acolo. Mai avea tricovriș de la Lidl, un bax de ulei, doi pești și-o zis... Nu, efectiv, n-am știut ce am în portbagaj. Ca așa se întâmplă. Mai ai un cric, mai ai roata de rezervă, niște mită. Și bineînțeles că acum o să scape mită, nu mită. Cu P să scrie Dar se citește M ok. Se citește mită și O să scape că e bolnav, are amantă Și și-o băga trei avocați da? Asta e politica Politica noastră este cafeaua de v-a plăcut, plăcut și clipul de miercuri, a? mai șeruiți și pe ăla. Temă de actualitate, asta e. Dacă duminica ar fi alegerile, sondajul spune, dar nu o să fie alegerile că toată lumea e la grătare până în vremea. <laughs> dacă de duminica sunt alegerile, nu mere nimeni. Uh, 31 PSD, 19 PNL, 18 AUR și partidul Doamnei șoșoacă, SOS, partidul SOS, 6% ar intra în Parlament, Doamna șoșoacă. Dai seama. Da. Trica ea, faci 18% și ești la guvernare. Dar unde mai găsești una ca doamna Șoșoacă? Aia, ăla e baiu. Ci că EBA, și a fost uh, femeie politică, fata lui tata, nu? Succesuri. Lucrează în televiziune, mă, la Ale, Alef TV, la lui Sârbu. Lucrează, nu știu ce lucrează, dar și că merge la serviciu cu haine de, în valoare de minim 100.000 de euro pe ea. Și colegii săraci de redacție n-au ce mânca. Au salariile blocate de șase luni. Cât are ea țoalele. Tema asta e bună pentru site-ul Satiră și Politică. Prietenii de acolo ne-au dat cafeaua de astăzi. Îi salutăm. Intrați acolo la ei pe pagina de Facebook și pe site-ul Bârfim nu muncim. Și să vedeți, poate continuă tema asta. Bună cafea. Neagră. E de săptămâna trecută făcută și un pic rece. Cu spume. În fine... Aia e, dar ce să mai mănânci? Ce să mai mănânci, domnule? Nu, no, acum vorba e că... Bă, cu pescobar, știi? Faza cu pescobar. Catch and release. Închid în București, își deschide în Timișoara. Închide în Timișoara, deschide în Cluj. Catch and release fac cu el, știi? Pescobar, da? Păi nu mai putem decât să mâncăm midi, raci, caracatițe, coropișnițe, știi? Că în Londra 8 din 9 șormerii vindeau carne de cal pe post de carne de pui. What? Nu și-o da nimeni seama, numai după ce mâncai șepte și orme. face. Bine, în pantalon nu să vedea asta, dar cam nechezai. Oricum, noi mâncăm șaorma bună, știți, de pe Herman Orbert, de la turc. Dar carne de miel, nu o să bași carne de miel. Știți știrea aia că în Grecia o turmă de oi a intrat într-o pășune de cannabis, într-o seră de cannabis și au mâncat 300 de chile de ci că se reau mai sus decât caprele. Nu <laughs> no, niște carne de aia de miel care au mâncat cannabis și apoi să vezi după aia la volan. <laughs> Ești smiley. Smiley a fost prins cu 100. Cu 100. Ți-a plăcut cum am legat-o. Cu 100 la oră într-o localitate în Tulcea. Nu știu, fugea de pistol, se grăbea acasă că de unde vii la ora asta, dar ior e... Era amenințat de tine. Era amenințat de pistol. Că nu, Fiecare cu arma din dotare. Doamna Mihaela Bilic sau Bilici, depinde unde pui sedila și accentul, ne atenționa că fructele toamnei te pot îngrășa. Du-te tu! Du-te tu! Prunile! Te îngrășă prunile! Acum hai să facem o diferență dacă e prună, Știți voi, domnilor! Doamnelor! Pruna e prună. Aia nu îngrașă, aia mh, te pune la un pic de. Dacă îți prune, atunci le distilăm și atunci nu te mai îngrașă. Da, ce să mai, ce să mai prune? Apropo de prune, Bianca Drăgușanu? din apropo, din apropo, ori, Bianca Drăgușanu a fost lăudată de fostul ei, nu știu ce să zic, partener, iubi pește, botezatul, ce i a fost? Au zis că ea e sălbatică în pat. E... Nu gay. Păi cum, e? dar au zis că e sălbatică în pat. Păi o fi văzut că acolo... e de mâncare, o lăsa firimitur și o tăia tunghiile în pat. Așa de sălbatică. Acum altă știre spune că de ziua fetiței i-a făcut o petrecere mare Bianca Drăgușanu. Nu de ziua nu. Bianca Drăgușanu era o fată făcută cu un sclav, cu Victor. Slav. Și eu a făcut petrecere, că toată a face petrecere. Că nu ne-am duce la Colo Colo, locul de distracție din Cluj-Napoca, unde se caseră tot copiii. Banii după. Și facem. Și... Eu am luat un topogan gonflabil, nu te grăbi, un topogan gonflabil în formă de castel, pe care s au dat toți invitații. De ce topogan gonflabil în formă de castel? Că fi să-i prințesă. Dar eu mă gândesc. Nu puteau să se dea copții pe masă. Bianca Drăgușoană are la vreo 2 metri, dacă se pune așa, îți dai seama că era și cu obstacole, cu... Nu? Gonflabil, topogan, să dea și tăticii. Că tăticii se blocau la atenție sub buric! Am găsit urme de frână, da! Ziua mondială a inimii astăzi, din inimă vă urez un weekend plăcut. De seară, dacă sunteți în Cluj, Napoca sau chiar și în Hoedin, puteți veni că de la 8 jumate am spectacol în martie la parterul clădirii, clădirii Sigma și duminică ne întâlnim la FICT. Târgu Internațional de Carte Transilvania, de la 8 seara, la o discuție cu Bianca Tămaș, moderată de către ea. Vom discuta despre viață, glume, lume, să veniți de la 8, că la 9 se închide. Demolăm și cortul și weekend plăcut. Topogan gonflabil.